PSD călăraș lansează o competiție internă pentru desemnarea candidatului pentru primăria călăraș. PSD călăraș își propune să arunce în lupta electorală pentru câștigarea alegerilor locale de anul viitor privind primăria călăraș pe cel mai bine poziționat candidat, adică pe cel care va întruni cea mai clară intenție de vot din partea călărășenilor. Pentru aceasta, la Secretariatul General al PSD Călăraș se vor primi în perioada 5-12 septembrie înscrierile din partea celor care vor să fie inclusi în sondajul de opinie, care va fi realizat la nivelul municipiului de către o importantă casă de sondare a opiniei publice. Până acum, urmarea anunțului făcut, s-au înscris în competiția internă Iulian Iacomi, președintele executiv al organizației PSD Călăraș, senatoarea Roxana Natalia Pațurcă și deputatul Sorin Vrăjitoru. În zilele următoare se așteaptă înscrierea în competiție a unor membri de partid cu experiență în lupta politică, inclusiv șefi de organizații teritoriale, dar și membri simpli, ceea ce va acutiza în mod pozitiv lupta politică internă, dar va avea și darul de a dinamiza activitatea la nivelul organizației în perioada.